venit la Timian. Cum ai scăpat? Ușor, Selime. Ușor. Radule, părinte Stoica, fraților, de data asta lăsați-i să treacă. De data asta. Dar fără copii. Nu mișcă nimeni! Pentru dragostea care o aveți față de mine, lăsați-i să treacă așa cum sunt. Sunt copiii de pe pământurile noastre. De ce, Mihai? Pentru că fără ajutorul lui nu pot ajunge la Istanbul. Și după cât îl cunosc eu, n-a lăsat niciodată să scape prada din mână. Eselim, prietenul meu din copilărie. Vă rog, lăsați-l să treacă. Faceți loc! Lăsați-l să treacă!